Salutări! Iată-ne din nou în, într-o ipostază plăcută. Salutări! Iată că ceea ce în urmă cu 3 luni, să zic așa, reprezenta un panal scăldat pe JBR Beach, acum am ajuns să apreciem atât de mult acest scăldat și să ne bucurăm că avem posibilitatea să mergem la plajele private. Încă în Dubai plajele publice nu sunt deschise, dar aflându-mă pe o plajă privată, da, pot să fiu pe plajă, pot să mă scald, pot să not un pic, să mă relaxez. Bineînțeles, respectând distanța socială, ceea ce vă invit să faceți și voi. Odată ieșit din apă, o să-mi pun și masca, o să o folosesc corespunzător. Da, facem rai din ceea ce avem. Doresc sănătate tuturor și dacă vă pasă de cei din jur, purtați masca aceea corespunzător și țineți distanța socială. Bineînțeles, mulți o să mă criticați, dar eu zic mai bine să ne vedem de treburile noastre. Nu suntem nici virusologi, nici oameni de știință. Hai să respectăm, lăsați anarhia și lăsați suferințele alea de războinici. V-am mai spus și vă repet, pe mulți dintre voi, pe cei mai mulți dintre voi, nu v-am văzut la niciun protest. Așa că, dacă ești tare în gură, șezi blând cu metru. O zi bună, sănătate tuturor! Este un hotel nou, Address. Address se va construi, se va finaliza cât de curând, arată superb, ce-i drept. Businessurile încep să se deschidă, e clar că au grijă de oameni, dar trebuie să aibă grijă și de economie și de oamenii care trebuie să câștige un ban.
am zis să vă arăt și ceva frumos, pentru că în ultimul timp vedem numai lucruri care ne tulbură, atât mintea cât și vederea. Am zis să ne bucurăm așa ultimativ. Cum vedeți, în construcție, în câteva luni va fi gata. E singura parte a plajei care e deschisă, pentru că aparține de DoubleTree by Hilton. Restul e închis. Restul plajei este pentru publicul larg și e gratuit. Da. Perioadă dificilă, dar după cum am spus, facem rai din ceea ce avem. Încercăm să ne mai plângem atât, oricum nu putem face nimic. Sunt și într-o zonă în care chiar nu pot să spun tot ce aș vrea să spun și până la urmă, de ce să spun atât de multe, nu? Mai bine vă las să priviți niște imagini frumoase și asta-i. E drăguță haiducia, dar nu știu, libertatea îmi place mai mult, sincer. Vă pup și vă doresc tot binele din lume. Această zonă se numește, bine, mulți dintre voi deja știți, o spun doar pentru cei care încă nu au aflat, se numește JBR, Jumeirah Beach Residence. Security. Mulți dintre voi m-ați întrebat de ce nu muncesc și ca security, așa cum am făcut-o până acum în alte părți. Mă refer în Japonia, în Tokyo sau în UK, în Londra. Se plătește extrem, extrem de prost. Așa că nu mersi, plus că chiar nu mai vreau să mai muncesc nopțile. Mi-a ajuns vreo 13-14 ani de muncă de noapte. Bine, asta e un security, mă feresc să zic ce fel de security, dar mă rog. Acolo este palmul, Palm Jumeirah. Și după cum vedeți în depărtare, acela va fi nou Atlantis. E de vreo 3-4 ori mai mare decât Atlantisul vechi. Nu pot să-l văd de aici.
De cei care ați fost în zonă știți despre ce vorbesc. Hotelul 5, mă rog, e plin de hoteluri, de rezidențe, plaje. Mă rog, plajele de acolo nu, sincer, nu prea îmi plac. Pentru că, fiind o insulă artificială, nu are nisip din acela fin. Adică intri în apă și calci pe niște pietricele, pe... mă rog, nu prea e confortabil. Da, zona e frumoasă. Aici avem iar o insulă artificială făcută ca unii oameni de afaceri să facă bănuți. Blue Water se numește. Aici nu știu dacă o să aterizeze extraterestri. Vor să aterizeze sau nu, dar cine știe. Acum e frumos. Acest domn o să-mi ia temperatura și o să-mi o dea înapoi. Sper. Hai, sir. Please. 47. Thank you. Nu mi-a luat temperatura, doar mi-a verificat. Nu înțelegeți altceva, da? Oamenii ăștia sunt nevinovați, sincer. Iau temperatura pentru că intră în fișa postului, nu că și-ar dori ei să dea doctori. Eu văd multe discuții pe tema asta. Dar pe ce temă nu sunt discuții? Era postarea aceea care m-a făcut să rămân un pic interzis. Și anume postarea în care scrie românilor, românii nu acceptă să li se ia temperatura, dar în schimb au acceptat să se uite cum ne dispar pădurile din țară. Cu acte, fără acte, s-au acceptat extrem de multe. Acum nu mai, domne, s-a ajuns... E pandemie, nu e legală, nu e... Știm, suntem și avocați, am aflat foarte multe în ultimul timp. Cred că putem deveni și procurori și... Putem deveni ceea ce n-am visat niciodată. Ne uităm pe surse de încredere, gen Sputnik și tot felul de link-uri primite, le verificăm. Mai ne uităm pe Facebook. Facebook-ul ne arată și ne arată adevărul, YouTube-ul la fel. Nu că orice imbecil ar putea să urce orice pe YouTube. Poate unul dintre ei sunt și eu, uite că urc niște chestii de astea. Dar scopul meu e să vă arăt niște locuri deosebite. Dacă aveți plăcerea, puteți să dați nu neapărat un like, că nu mă bucură, un subscribe, deci puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube. M-ar ajuta foarte mult, chiar vreau să ajung la 1000 de abonați. De la 1000, în caz că nu știați, pot să fac live-uri de pe YouTube. Și după cum bine ați observat, nu mă ocup cu manelării, cu live-uri de la grătare, cu live-uri de la zmardoială, live-uri de la competiții sportive, da, și cred că v-ar bucura mult. Iar live-uri prezentându-vă un oraș frumos sau o zonă exotică sau imagini din Dubai, cred că oricine își dorește să vadă, în cazul în care are timp și e interesat. Tocmai se aud tunurile. La ora aceasta se termină, ei sunt în Ramadan acum. De la ora aceasta pot mânca, pot bea apă.
pentru cei care țin fasting, da? Fiecare cu religia lui, cu apucăturile lui, trebuie să ne respectăm între noi. Nu am fost niciodată deranjat de acești oameni. Ba din contră, acasă am fost super deranjat de atâta lume, dar nu contează. Important e să mergem mai departe, să putem ierta seminii noștri așa cum sunt ei. Nu mai contează, îi luăm așa cum sunt. Oho, calul troian. După cum vedeți, orice detaliu de aici este de o calitate ireproșabilă. Și design și orice, curat ca în palmă. All visitors' temperature will be checked. Wow. Eu zic să vină acei români și să facem o revoluție aici, că nu se mai poate. Cum să ne dăm noi așa libertățile? Doamne, ce libertăți, mă, frate, mă, ține bunii, mă. Când ați trăit în libertate, mă? A, mă rog, în sfârșit. Da, cam pustiu. Încă restaurantele sunt închise. Am zis măcar să vin să vă arăt împrejurimile. Mă duc spre casă. Ne auzim și sper să ne revedem curând. Spun asta în mod special pentru cei dragi de care mi-e sincer foarte dor și de-abia aștept să dea drumul la avioane, la companiile de aeriene să zburăm, dar bineînțeles că n-aș zbura dacă aș ști că încă suntem în pericol.